guys și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super, super tare. Aici picatul vostru nebun de față, care este trist că mărciul lui este la spălat. Foarte, foarte, foarte trist. Da, guys, am lansat o linie de mărci super, super, mega șmecheră. Cam așa arată hanoracele pe care le-am lansat. Sunt extrem, extrem de tari. Avem o multitudine de designuri super, super, mega tare puse pe hanorace, pe ghiozdane, pe nare. Și cea mai tare treabă din chestia asta este că primele 100 de persoane care își vor comanda un produs, orice produs de pe site-urile noastre, atât al meu cât și al iubitei pe care le aveți în descriere, vor fi automat înscriși la o tombolă de unde se vor extrage 10 câștigători. Iar acei 10 norocoși vor primi comanda chiar de la noi pentru că venim la voi acasă. Cam asta este tot. Intrați pe site-urile noastre, comandați-vă neapărat ceva. Nu uitați că dacă vă comandați și de la mine și de la iubita se dublează șansele, așa că let's go! Intrând în pâine în clipul de astăzi, o să reacționăm la ceva super mega interesant. Ceva ce mie mi-a stârnit curiozitatea la maxim. Așa că nu uitați să rupeți butonașul de like înainte să începem acest clip, pentru că am văzut că la clipul anterior nu s-au strâns așa de multe like-uri. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, pentru că aceste două lucruri sunt super mega importante și dacă văd acolo o bubuială din aia maximă, să moară Jacksana de nu postez câte 4 clipuri pe săptămână, s-a terminat șmecheria. Nu, serios, acum, de voi depinde totul. Dacă voi sunteți acolo, comentarii, nebunie, șmecherie, eu o să postez chiar un clip pe zi, dacă văd acolo mare susținere, așa că totul depinde de voi. Știu că mulți dintre voi, cei care mă urmăriți, sunteți majoritatea copii. Și am o întrebare pentru voi, vă e frică de poliție? Pentru că eu am 19 ani și mie încă mi-e frică de poliție. Nu pot să spun că mi-e foarte, foarte frică pentru că n-am făcut niciodată nimic greșit, însă am așa o mică teamă pentru că... Da, e poliția. Iar eu când eram copil aveam mereu încrederea asta de sine, că băi, și dacă fac ceva greșit, ce poate să-mi facă poliția? Că doar nu poate să mă aresteze, da. E bine, eu asta am crezut până undeva pe la 14 ani, pentru că am zis, băi, ce se poate întâmpla? Dar nu, nu este așa, guys, pentru că în acest clip o să reacționăm la mulți, 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 mulți copii care au fost arestați. Bă, dar nu așa un hei, o să primești o amendă, lui mami și lui tati o să le dau o amendă pentru că ai fost cam obrăznicuț. Nu așa, tată. Cu pistoale, cu cătușe, bă, cu cătușe la niște copilași care nici nu știu dacă au împlinit 10 ani, adică e groasă. Clipul ăsta este și un clip de divertisment și un clip de amuzament, dar și un clip din care aveți ce să învățați, așa că hai să mai ajungem cu vorba, să dăm drumul la clip. Ia, ce face copilașul ăsta aici? No! Lați auzit, mă? No! Ce că e o pisică? Hey! Hey! Ce copil! He tore that. Chiar are probleme cu educația copilașul ăsta, chiar e, se vede că e. Ia uite, frate, intră. Bine, în America nu există garduri. La noi în România, la noi în România de aia s-au făcut garduri în țoare ca să nu intre copii ca așa în curtea ta să-ți ia. Ce face trăițar neamul ăsta? Nu. Ia. Bum! Frățioare! Ce urmează să vă spun este ceva extrem de interesant și vă spun că merită. Vă spun cu mâna pe inimă că trebuie să aveți toată încrederea că acest concurs este unul dintre cele mai tari ever și n-aveți cum să nu plecați fără un euro în buzunar. Ești nebun, ce un euro? Că pleci acasă cu 1000 de euro, clar, ești nebun la cap. Întrerupem clipul pentru un anunț extrem, extrem de special pentru că a fost alături de mine și alături de Boosteroid România. De când a început Boosteroidul și până acum Boosteroid vă premiază și nu vă premiază așa cu 1, 2, 3 lei. Vă premiază cu premii în valoare de 10.000 de euro. 10.000 de euro la tine buzunar. Dacă ești un gamer în raid, dacă știi să te joci pe calculator, dacă știi să ții mouse-ul în mână, poți să câștigi și tu 5.000 de euro, 3.500 de euro sau 1.500 de euro. Haideți să vă învăț cum. E bine, cam așa spune poezia. Cea mai tare platformă de cloud gaming anunță cel mai mare concurs din România cu cele mai mari premii din industria e-sports, în bani. Tot ce trebuie să faci este să știi să te joci Rocket League. De ce? Pentru că va fi un turneu de Rocket League 1 vs 1. Dacă nu știi să joci Rocket League, eu zic că nu trebuie să ratezi așa mega ocazie, trebuie să ți-l descarci pentru că este gratuit joculețul și să înveți să joci, să te joci o zi întreagă. Pentru că, băi, frate, cine te mai plătește cu 5.000 de euro dacă ești pe locul întâi? Și niciodată să nu spui niciodată, pentru că nu trebuie neapărat să știi să joci bine, poți să ai și mega mult noroc în acest joc. Boosteroid Rocket League 1 vs 1 Championship va avea loc în România în lunile noiembrie și decembrie, inclusiv luna asta și luna decembrie. Deci mai aveți timp, mai aveți timp. Tot ce trebuie pentru a te înregistra la concurs este o subscripție activă Boosteroid.
foarte simplu. Vă arăt eu cum. Vă arăt eu cum că e foarte simplu. Ce trebuie să faci este extrem de simplu. Pur și simplu intri pe www.boosteroidesports.com, dar e mai ușor dacă accesezi linkul din descriere. Vă va da pe acest site. Și este extrem de simplu. Pur și simplu de aici pe înscrie-te, bam, bam. Bag aici, de exemplu, bag picantul, că vreau și să mă scriu. Trec aici un e-mail, picant@aroncahu.com, care nu e asta, mă rog, adresa mea. Număr de telefon 076, nu sunat acest număr, că nu e numărul meu. Epic Games ID, pentru că, na, vă trebuie cont pe Epic Games. Epic Games, de pe care descărcați Fortnite și toate astea, știți că sunteți băieți descurcăreți. Vă treceți numele vostru de pe joc, gen, picant. Discord ID, bănesc că toată lumea are Discord, mă rog, probabil nu știu dacă e obligatoriu să treci Discord, dar nu e așa greu să faci un Discord, adică totul e gratuit. Îi dai înscrie-te, te înregistra cu succes și vei primi un e-mail de confirmare. După care primești un e-mail de confirmare. Dar ultimul pas care trebuie făcut ca să fii înscris este să-ți cumperi o subscripție Boosteroid de aici, deci apeși pe butonașul ăsta, bam. Bam, te-a luat pe Boosteroid, ți-ai creat un cont, ți-ai luat o subscripție, dacă nu ai deja, pentru că știu că sunt multe persoane care au o subscripție pe Boosteroid, adică un abonament. Și după ce ți-ai făcut abonamentul pe Boosteroid, gata, tati, ești înscris. Urmărești toate noutățile, stai la curent și câștigi 5.000 de euro. Easy peasy lemon squeezy. Locul 1, din câte v-am spus, este 5.000 de euro. Locul 2, 3.500 de euro. Și locul 3, 1.500 de euro. Plus încă 100 de primii de 100 de euro. Să moară Jaxana. Eu cred că dacă intri în competiția asta, n-ai cum să pleci fără 100 de euro în buzunar măcar. Deci sunt 100 de primii de 100 de euro. Bă, dacă joci cât de mediocru poți, tot câștigi 100 de euro, ești nebun. Primul qualifier se va desfășura între 20 și 28 noiembrie. Mai aveți 10 zile la dispoziție să vă înscrieți pentru prima etapă și al doilea se va desfășura între 4 și 12 decembrie, așa că 10 zile la dispoziție. Vă faceți cont de Discord, vă faceți cont de Rocket League pe Epic Games. Vă luați o subscripție pe Boosteroid, v-ați înscris la concurs și vreau să-mi scrieți pe Instagram că ați câștigat bănuți frumoși. Da, chiar vreau să scrieți chestia asta. Dacă ești picant adevărat, eu vă spun cu mâna pe inimă, cu toată încrederea, că trebuie să vă înscrieți la acest concurs. Este un concurs care chiar merită. Multă baftă tuturor, link în descriere, înscrie-te chiar acum. What? Mamă, încă una. Și încă una. Băi, frățioare, n-aș fi putut să fac așa ceva. Mamă, eu când eram copil și ne jucam cu mingea și se mai întâmpla din să te joci cu mingea și să dai din greșeală într-o mașină. Gen, minge din aia, deci ne mândă dezumplată, nici măcar o zgârietură nu-i făcea, mamă, deci luam mingea și plecam să nu ne fi văzut cineva, gen, ne speriam maxim. Ăsta mic aruncă cu piatra, ăsta mic, ăsta dement, aruncă cu piatra în geam de parcă nimic nu se întâmplă, ești nebun la cap, omul vrea să spargă geamul. Ia uite, frate, cum aruncă. Băi, frate, de ce n-are părinți? Bă, dar niciun adult, mamă, frate, bă, dar niciun adult, omul ăsta care are mașina, de ce nu vine? Double kill. De ce nu vine niciun adult să-i iadă, băi, să-i oprească, ești bun, poate să facă niște damage. Uite-mă cum stau, uite-mă cum stau adulții pe lângă, a, uite că a venit unul. Don't tell me what to do. You got him, come? Ea, nici n-ai ce să-i faci. Da, n-ai ce să-i faci ca adult. Nu poți să pui aminte unui copil. Dar ce poți să faci într-o situație ca asta, sincer? Te poliția, ok, dar până vine poliția, îți rupe mașina în două. Cine o să plătească toate astea? Cine? Cine? Mami și tati ai lui? Nu prea cred la ce educație are copilașul ăsta. Voi ați fi în stare să faceți așa ceva, mă întreb. Uite, frate, l-a lovit cu o piatră pe om. Mamă, frățioare. Și I got my bike. Au! Asta ce? Mi-a luat bicicleta. Asta râde și bun la cap, putea să fără bicicleta, omul râde. E trădit și bicicleta omului, omul face dezastru pe omul necalcă. Dar ce să-i faci ca părinte, doar nu o să dai într-un copil. Îți că tu poți să faci pușcărie ca lumea dacă dai într-un copil. Însă copilul nu face pușcărie, probabil o școală de corecție. Mamă, frățioare, băi, ce rar... A spart parbrizul, ești nebun la cap, frate, ce se întâmplă? Tata, unde ia toate pietrele astea? Ah, uite, de acolo sunt pietrele. Mamă, frate, dă-i băia cu pietre, băi! Omul ăsta, copilul ăsta, dacă nu e arestat și du-te la o școală de corecție și învățat bunele maniere, copilul ăsta o să ajungă mare pagubă când va crește mare. Nu știu ce să fac, nu știu dacă să mă bucur sau să plâng.
dar același timp o merită. Deci, bă, bine măcar că l-a pus jos, nu l-a bătut pe copii, dar măcar să-l imobilizeze și de bun la cap, că distruge casele la oameni, distruge mașinile la oameni. Bă, nu, nu. Mă face disperat. Zici că e cățel, zici că e un cățel din ăla care s-a luat cu poartă să marge țara. Uite, mă, cum se zbate, cum se... Pui frățioare, adică gândește că o mașină în America costă vreo 10.000 de dolari, tot costă. Și jeepul ăla zic eu că 15.000 de dolari tot costă. Adică omul spărgea geamurile la mașină de 10.000 de dolari. Bă, e chiar așa. Hai, zic că mai vin, nu costă chiar așa. Dar costă un geam vreo câteva sute de dolari, costă 100 de dolari, 200 de dolari costă și... Totuși niște bani, îți permis să spargă un copil așa geam. Mamă, frățică, ce a făcut la parbriz, l-a distrus complet. Oameni, putea să fie un Lamborghini și ne-am pula cap copilul ăsta, făcea același lucru. Au venit polițaii! Copii, nu faceți asta niciodată pentru că s-ar putea să fiți arestați. Oh, mama, au venit trei mașini de poliție să aresteze un copil. Bă, eu dacă aș fi polițist nu i-aș face nimic omului care l-a imobilizat. Pentru că a procedat corect omul, doar l-a imobilizat, nu l-a bătut, nu i-a făcut absolut nimic. Cred că dacă eram în România și eu eram cu acel copil și făceam aceste lucruri. Let's get a million views. Să fac un milion de vizionări. Asta e pe bine, asta filma, zice, ți-a mare, Xara, îl pup pe canalul meu de YouTube, e bine. Ah, cu o milă de vizionări. E bine, e nefericit. Mă, cum l-au ridicat? Cum l-a ridicat? Că pă s-a curcea de la Coplay, nici nebun la cap l-au ridicat să moară cu sora. M-au pus pe jos! Se pare foarte amuzant. Hai să reacționăm la următorul copil care a fost arestat. Put your hands. Eu o să vă traduc așa, după cum știu eu. Behind your back, Kevin, you're under arrest. Put your hands. Să mă râsă aici, ăla. Băi, ce-i asta, măi, ofițer de poliție sau recită poezică, să mă... Kevin, put your hands on the back. You're under arrest. Kevin, pune-ți mâinile la spate. Ești arestat. Cine pana mea spune așa până și în România să mai pune, ești nebun? Deschide ușa! Deschide ușa! Pune-ți mâinile la spate! Așa trebuie să vorbească un polițist adevărat, nu? Hey Kevin, pune-ți mâinile la spate! Back! I'm gonna take you to jail! Ce e asta? O să te duc la pușcărie! O să vezi ce tare e! Ok? Ok? Ești de acord? Ți-ar fi tare să zic că zami. Nu, să-i dea că tu... First of all, okay, listen to me. You none of this tear stuff. Nu plânge, nu plânge Kevin, că te duc la pușcărie. Ce n-ai. You have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in a court of law. You have a right to have an attorney present while frate, you are questioned. Ce n-ai you can't afford to hire one, the court will appoint you. Tata cu pietre mașină. Say yes or no. You do. Okay. Sunt prea rău, sunt prea rău, mă jur. Nu știu, dar nu înțeleg de ce face ca Michael Jackson când e arestat. Ia să reacționăm la copiii ăștia. Copiii sunt arestați pentru furt și aruncă pietre în ochi. Bă, care, băi, nu știu, voi ați aruncat pietre în geam când ați fost mici? Care e satisfacția, frate? Care e satisfacția? Eu mă simțeam super vinovat când dădeam cu o minge în ceva, știi? Da. All right, let's go outside. Hai să mergem afară. Why'd you have this in your pocket? Cum a ajuns asta în buzunarul tău? Știți, sunt magician de profesie. Okay, copy. Why else do you think I'm talking to you? You could check me, I don't know. Why else do you think I'm talking to you besides this? De ce credi că vorbesc că... Vorbește ofițerul cu ei. Nu știu, dar eu nu fură nimic. Hai că nu fură pe blondul ăla, nu-l cred. Pe ăla cu creastă, cred că-l credea. Ok, well, let's set that over here and then you can buy that later. You don't have any weapons or anything? Intreabă poliția după copii dacă au arme la ei. Ce arme să ai, mă, bă, uite-te la ăla cu creastă să margea crea că am făcut de dimineață și eu că... Și a făcut creastă aici, nebun la cap. Trying, man. What else is going on here? We know something. Opa, crestuțulica a început să plângă. It's not just coincidence. I came in the store and I bought. Asta chiar îl crede, să vorbește așa. Am venit aici ca să păi magazin aici să vă arestez că mi s-a zis că furați cine astea.
Opa. What was going on and be honest. Trebuie să le explice ce s-a întâmplat. Didn't do anything. Ia să vedem ce s-a întâmplat. So everyone is lying about the Crestul Lică nu vine. Ținte, ținte bine. Fii un delinvent până la capăt. Nothing? So two one nu person saw nimic. You promis. Described you to a perfect G. Da, da, da. Thrown rocks through the window and you're telling me that they're lying and omul explică că gen a tot primit reclamații de la oamenii care trec pe lângă magazin și de la oamenii care lucrează la magazin că doi copii fură din magazin și că aruncă cu pietre în geam, de ce mă întrebați? Și care puteau să fie copii decât ei, pentru că ăla care lucra la magazin i-a arătat pe ei doi. Și acum trebuie să dea explicații. Hai să vedem ce explicații dau copiii. I should believe you, right? Ia nu-i credete. Ar trebui să vă cred vouă minciunile că n-ați fost voi sau nu știu ce. Go ahead, go ahead. Oh, yeah, go sit right there. Actually, you sit down right there. Yep, come here. Da. Eu n-am fost eu, și când eu n-am fost eu, eu n-am fost nicio de nimeni. Why did he do that? I don't know, but I had no part of this. Okay, how well do you know? N-am luat parte la asta. Poate Crestulica a făcut chestia asta. Eu n-am făcut-o blăntuțul. I know for about 2.5 years. Are cunoscut că a spart niște geamuri, dar nu știe pe cine l-a spart. El a recunoscut că a spart doar un singur geam, restul nu știe. Restul s-a spart singur. And we're gonna see what's going on. If you guys are truthful, then I can help you out. But come sit down over here. I'm gonna talk to him. Yeah. What's your name? Koda. Koda. All right, come on. Îl cheamă Kokodak. Kokodak îl cheamă. Why'd you throw the rock to that window? I didn't. Cine a spart geamul? Cine a spart geamul? Cine a spart geamul, Kodak? Zic tot Kodak, cine a spart geamul, că te spun că tu cele spart. I have people saying that you're breaking windows. I got you here. I have videotape. I'm gonna go over there and I'm gonna... La pula aia zic că l-are pe filmare, că are dovezi, că are martori. Ce mai faci, Kodak? Spune-mi! O să fie arestat pentru că ai spart geamurile unui magazin public. Alright, step back down. Alright, let's go over here to my Eu uite ăsta ce rău e cu el, frate. Îi spune, băi, spune-mă că tu nu ești... Deci, vedeți, eu cred că ăla blond e de vină. Eu cred că ăla blond l-a racolat pe ăsta cu creastă. Și l-a zis, bă, nu este băieței, mei, că merg, ne spargi în magazine, hap, 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 hap. Și acum, că a venit poliția, ăsta blond îl dă în gât pe Crestulică. Dakota, stand right here. Go ahead. Hey, Dakota, yeah. How about you? What have you been in trouble for before? Am mai făcut, cică, pentru ce ai mai fost... Doing what? Breaking a window? L-a întrebat pentru ce a mai fost gen el arestat sau chestii de astea și a spus pentru că a mai spart un geam. Nu credeți că dacă sunteți copii, n-are ce să facă poliția, ba are ce să facă, vă duce la secție, vin și părinții voștri și primesc și eu amendă și poate voi la școala de corecție. Until we get a hold of your parents, all right? Man. Well, how much more stuff are you stealing? This is, I mean, we're at a whole, I mean, why are you stealing lighters? Mamă, și furat. Asta e grav. Aude. A furat-o Eugenie! Bam, bam, bam! Why do you need a lighter for? Do you like... Are și brichetă în buzunar, m-am zis, băieți, eu am zis de la spartul geamurilor, dați în fumatul, dați în alte alea, nu e ok. Ok. No. I just like... Ok. Can I call my mom? Poți mă duc la mami? Păi, te-a căutat tu în magazin să pur, nu puteai să fii la maică ta deja? Opa, hap, 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 te-a găsit chiștocul, copilul a luat chiștocul, a fumat chiștocul, nu e de fumat chiștocul, mori. Aute, brichetă de toate, lanterna, toate alea. How old are you again? Și că ca să fiu sincer nu fumez. Mama 11 ani și la 11 ani fumează, fură, sparg geamuri. Ce trebuie asta, frate? Asta nu e educație. Oh, your mom's coming up here. Oh, alright. Ce că, mă scuzați domnule, dar uite, mă duc acasă, o să stau cu mine și nu se mai întâmplă așa ceva. Eee, omul nu-i speria că vine maică sa, adică se așteaptă, vine mama, ok, na, o să mă certe un pic și după să mă lase în pace și eu o să fumez în continuare și o să sparg geamuri. Frate, nu e ce trebuie. Da, guys, cam așa s-a fost și cu clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like, să lăsați acolo un mare, mare share pe Instagram să vadă și toți oamenii de pe Instagram că poți fi arestat dacă ești copil și pe Facebook dacă aveți prieteni și acolo. Dacă vreți să mai vedeți clipuri de la mine, nu uitați să vă abonați și, desigur, să rupeți butonașul de like pentru că asta mă motivează să postez cât mai și cât mai des. Hai să vedem cât de des poate posta Picantul dacă primește like-uri. Pa, pa!